fost marșul Carol I, marșul regal al lui Iosif Ivanovici în interpretarea fanfarei noastre și am asistat la un emoționant moment de solidaritate și prietenie din partea fanfarei italiene care în timpul intonării acestui marș i-au aplaudat pe colegii români. Două cântece patriotice românești, citați batalionul Române Carpații și Drum Bun. Și acum veți asculta cea mai cunoscută melodie, Valsul Valurile Dunării, de Iosif Ivanovici.
A fost fanfara românească cu o doină învârtită și dans de doi, joc de doi.
suita de cântece populare a fanfarei României s-a încheiat cu o bătută moldovenească, de fapt o altă suită de bătute moldovenești. Folclorul românesc. Urmează valsul numărul 2 de Dimitri Șostakovici, interpretat de fanfara românească sub bagheta locotenentului colonel Liviu Voicu. Valsul numărul 2, o să-l recunoașteți că face parte și din coloana sonoră a filmului Dr. Jivago, un vals foarte frumos și cunoscut de asemenea în toată lumea. Urmează Veneția de Gaetano Fabiani, în interpretarea fanfarei românești. Dirigează orchestra același locotenent colonel Liviu Voicu. Să-i ascultăm. Vă asigur că de aici din sală se aude minunat, este un concert de o mare calitate. Thank you.
sigur că nici nu se putea altfel, a fost, cred că ați recunoscut cu toții, Ciocârlia, cea mai cunoscută melodie populară românească, inclusă și de către marele compozitor George Enescu, compozitor român, dar universal prin definiție, în Rapsodia I, Rapsodia sa I. Enescu, cel care spunea, iată, mi-am slujit țara cu armele mele, pana, vioara și baghetul, magistral spus, pentru că, iată, acest lucru îl fac muzicieni militari. Și acum un bis din partea fanfarei italiene, să vedem despre ce este vorba. Impresionant, dragilor, a fost uvertura la opera Wilhelm Tell de Giacchino Rossini. Wilhelm Tell, Guglielmo Tell, în versiunea originală franceză, este ultima operă compusă de Giacchino Rossini, care după aceea s-a dedicat doar muzicii de cameră, de divertisment și așa mai departe. Wilhelm Tell e o operă de proporții impresionante, dura la început circa 5 ore și a fost executată în ocazia festivalului Rossini în 1995, cu această durată, în 4 acte și cu foarte multă coreografie, momente de dansă și scene spectaculare.
a reprezentat actul de naștere al genului tipic francez al marii opere. Libretul a fost extras din, inspirat din drama omonimă Wilhelm al lui Friedrich Schiller și din, dintr-o poveste, dintr-o povestire, Elveția liberă, a lui Jean-Pierre Clarisse de Florian, și elaborat la început de Etienne de Joy și apoi de Hippolyte Louis Florent. Segue il segretario di Stato della Difesa della Romania, l'onorevole Nicolae Nasta. Urmează discursul secretarului de stat al apărării din România, Nicolae Nasta. Una targa in edizione limitata al comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, care va mâna o plachetă, o magială comandantului general Armei Carabinieri, generalul Tullio, prestigioso ruolo che svolge con dedizione ca semn de respect pentru rolul pe care Italia îl are în dezvoltarea spiritului european. L'evento di questa sera è una testimonianza del nostro comune impegno per la difesa dei valori comuni e per dare alle nostre comunità pentru apărarea comună și pentru a da comunităților noastre sensul de siguranță de a fi în Uniunea Europeană. Vă mulțumesc, domnule comandant, mulțumim armei carabinierilor și mulțumim Italiei. Ambasadorul nostru, George Borocan, între cei doi oficiali. Și o strângere de mână între cei doi oficiali care accentuează și reliefează legăturile foarte strânse între Italia și România. Vorrei ringraziare Segretariul de stat de la Ministerul Apărării al României, domnul ambasador Bologan, per l'organizzazione pentru organizarea acestei seri, pentru a ne fi invitat în această seară. Aceste două orchestre care ne-au înveselit și ne-au făcut să ne simțim împreună, Italia și România, carabinierii și jandarmeria română, omologilor. Al segretario di Stato, questo dono. Aș vrea să mănânc secretarul de stat acest dar din partea armei carabinierilor. Ringrazio al comandante generale. Mulțumesc comandantului general. Și mai înainte de toate, în mod natural, spontan, pentru marea sa umanitate. Vă mulțumesc pentru că în felul acesta reușim să umanizăm comunitățile noastre, societățile noastre, cu oameni care au sensul datoriei, ca dumneavoastră, domnule comandant general. Vă mulțumesc pentru simpatia demonstrată, fie în privința mea, dar mai ales în încrederea și în cooperarea militară dintre țările noastre. Vă mulțumesc încă o dată. All'ambasciatore un trittico del bicentenario dell'arma. Ambasciatore lui un trittico al centenario. Una sorpresa. Ringrazio nuovamente. Mulțumesc din nou. Alla presidenza del consiglio. Președinție del consiliu. Onorabilui Boschi. Inviato dal presidente del consiglio Paolo Gentiloni, trimis de președintele de consiliu Paolo Gentiloni, primul ministru Italiei, schimb cu la convinzione cu che riuscimo aprecierea și convingerea că vom reuși să ducem înainte contribuția noastră pentru o Europa mai puternică și mai dinamică,
ha portato pace e benessere ai suoi cittadini. O Europa care a adus pace și bunăstare cetățenilor lor. Dove siano i muri, nu i pregiudizi, o Europa în care cu ziduri, prejudecăți și naționalisme. Avem nevoie de serenitate. Alternativa Uniunii Europene nu dire qual è. Nu aș vrea să spun care este. Am avut două războaie. Vogliamo più nu mai vrem ca copiii noștri să fie victime, come anche questa sera qualche messaggio ca trasmesso. Și cum s-a întâmplat ca și în seara aceasta să ne fie transmis un mesaj. Mulțumesc echipei mele, colaboratorilor mei care mi-au fost aproape în realizarea acestui eveniment. Ai prezidenti mulțumesc che sono stati questa sera, președinților presidente Casini, Manciuri, care au fost în seara aceasta, președintele Casini, Manciuri, Garofale. E ai cari amici che sono i consiglieri del presidente Mattarella. Ai dragi prieteni consiglierilor președintelui Mattarella, pe care îi stimez. Și țin în inima mea ca patrimoniu. Grazie a tutti voi, grazie vă mulțumesc. Vă mulțumesc tuturor, mulțumesc Italiei și mulțumesc pentru încrederea și pentru prietenie. Iată, a urcat pe scenă și dirijorul român se salută. Și va fi dirijat... A fost Odă Bucuriei, imnul Uniunii Europene, dirijat de locotenent colonel Liviu Voicu. Ca o curiozitate de a spectator, trebuie să vă spun, poate că acesta este un semn de curtăzie și de respect ierarhic, faptul că imnul l-a dirijat locotenent colonel Liviu Voicu din partea română, pentru că trebuie să vă spun că dirijorul orchestrei italiene nu este ofițer, este suboficer din corpul suboficerilor, mareșal major, însemnând echivalentul al plutonelului major din armata română. Dar asta este doar un amănunt ierarhic și nu unul valoric, pentru că din punct de vedere profesional valoric sunt la fel de valoroși. Maestru Danilo are un curriculum vitae artistic impresionant.